Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava monitorizează prin intermediul inspectorilor de muncă modul în care angajatorii respectă măsurile ce trebuie aplicate în perioadele cu temperaturi ridicate extreme pentru protecția salariaților. În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, temperaturi ce depășesc 37 de grade Celsius sau temperaturi care, corelate cu condiții de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel, angajatorii trebuie să asigure măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și menținerea stării de sănătate a angajaților. Angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă și menținerea stării de sănătate a angajaților. Reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curenți de aer, asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri per persoană per schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție, și, atunci când este posibil, asigurarea de dușuri. În situația în care angajatorii nu pot asigura aceste condiții, vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, următoarele măsuri. Reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru, până la ora 11 și după ora 17, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activităților în locurile în care acestea nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Aceste măsuri vor fi stabilite dacă temperaturile ridicate extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin 2 zile consecutiv. Pe durata întreruperii colective a lucrului, contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă. Totodată, se vor stabili modalitățile de recuperare a timpului nelucrat și modalitățile de plată, după cum urmează. Prin recuperarea în următoarele 6 luni a timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere colectivă a activității cu menținerea drepturilor salariale avute anterior, fără recuperarea timpului de reducere a duratei zilei de lucru sau de întrerupere a activității, dar cu acordarea drepturilor salariale proporționale cu timpul efectiv lucrat, asigurarea examenului medical la angajare, precum și controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi ridicate. De asemenea, asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate, trecerea după posibilități în locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi ridicate extreme. Legea 99 din 2000 prevede și sancțiunile contravenționale pentru cei care nu respectă aceste condiții minimale, cuantumul amenzilor fiind cuprins între 1.500 și 2.500 de lei.